dragii mei, astăzi vom pregăti o rețetă mult îndrăgită de mulți dintre noi și anume cheeseburger. Să trecem la prezentarea ingredientelor și a modului de preparare. Avem nevoie de 1 kg carne tocată în amestec, porc și vită sau doar vită, după cum preferați, 6 chifle. Eu am aici chifle cu graham și chifle simple, 2-3 roșii, piper, niște ierburi de Provence sau ce anume doriți dumneavoastră, niște salată iceberg, câteva frunze de salată obișnuită, câțiva castraveți murați, 6 felii de brânză cheddar sau un alt cașcaval pe care îl preferați, 2 linguri de maioneză, 2 linguri de ketchup, 1 lingură de muștar, sare și ulei. Să trecem la pregătirea rețetei. Vom condimenta carnea, vom adăuga sare, piper, ierburi aromate, și vom omogeniza compoziția. Am omogenizat compoziția și am împărțit-o în 6 părți egale. Fiecare burger are aproximativ 165 de grame. Acum vom folosi o presă. Dacă nu dispuneți de ea, puteți pur și simplu să aplatizați cu mâinile bila de compoziție. Vom unge presa cu puțin ulei pentru a putea desprinde foarte ușor burgerul după ce îl presăm. Și vom așeza. Să presăm ușor și ajutându-ne de capa, vom presa bine burgerul pe care îl vom răsturna apoi pe un platou. Și vom continua cu ceilalți. Am presat burgerii, acum îi vom da la rece până ne vom ocupa de restul ingredientelor. Cât timp burgerii stau la rece, vom felia roșiile. Vom proceda la fel și cu castravetele. Tăiați și salata iceberg. Am porționat în jumătăți chiflele. Acum vom unge cu puțin ulei fiecare parte. După care le vom rumeni puțin pe grilul încins. Acum vom așeza bucățile și le vom lăsa un minut pe fiecare parte. Adică pe fiecare parte de interior mă refer. Chifla noastră s-a înmuiat. Le vom scoate acum pe tocător și ne vom ocupa de burgeri. Acum pe grilul încins vom adăuga burgerii. Și îl vom rumeni pe fiecare parte. Burgerii sunt gata. Îl vom scoate pe un platou.
și urmează să îi asamblăm. Acum e timpul să montăm primul nostru cheeseburger. Pe partea de jos a chiflei vom adăuga puțin ketchup. Puteți pune în funcție de preferință cât de mult doriți. Am pe puțină maioneză. Acum vom adăuga frunza de salată, pe care o mai ajustăm dacă este nevoie. Vom adăuga burgerul. Mai punem puțină maioneză. Apoi două feliuțe de roșie. Felia de brânză. Atât de câteva rondele de castravete. O puțină salată iceberg deasupra. Vom presa ca să așezăm cât mai bine cheeseburgerul. Partea de sus a chiflei o vom unge cu muștar. Eu mă voi ocupa să termin de asamblat restul burgerilor. Dragii mei, aceștia sunt cheeseburgerii noștri, sunt foarte delicioși. Vă recomand cu drag să-i încercați. Până data viitoare vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube Florii Kitchen și vă aștept cu drag la noi rețete.